Bună dimineața, numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Școala de Trading. Vreau să vă spun că pentru Bitcoin astăzi avem două scenarii, unul bullish și unul bearish. Da? Scenariul bullish, da, este dacă în momentul de față ține suportul de la 47.600, adică exact unde suntem acum, da, se vede clar că ăsta e suportul, dacă îl ține pe ăsta, o să meargă să retesteze încă o dată rezistența de la 51.000, da? Dacă nu ține suportul, mergem la următorul nivel de suport, linia albastră, și apoi următorul 46.600, da? Dacă mergem pe un time frame mai mic, o să observăm că acest nivel de suport este critic. Avem foarte mult volum aici și ar trebui să-l țină, da? Haideți să vă arăt ceva pe un time frame mai mare, pe weekly. Pe weekly o să observăm că în momentul de față a respectat suportul de aici, blană, da? Dar problema este în momentul când a rupt acest suport, linia albă de trend, da? Se vede clar cum a fost suport, 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 da? Când l-a rupt, a mers la următorul nivel de suport și acum o săptămână, două, trei, a testat rezistența. Dar, haideți să vă spun o chestie. Dacă am învățat ceva în lumea analizei tehnice, din lumea analizei tehnice, vreau să vă spun o chestie. Această lumânare, da? Uitați-vă la ea cum arată. Uitați-vă la această lumânare. Da? Este fix aceeași lumânare ca și asta. Atâta timp cât o lumânare verde, da? Engulfing candles, da? Este acoperă, da? Lumânarea roșie, se vede clar, înseamnă că lumânarea asta verde a cumpărat tot, ba chiar peste. Ceea ce înseamnă că de fiecare dată când avem o lumânare de genul ăsta, preț a urcat. O lumânare de genul ăsta, preț a urcat. O lumânare de genul ăsta, preț a urcat. Ceea ce înseamnă că săptămâna asta poate să fie la fel. O să reintre în tipar, o să meargă să retesteze rezistența de la 65.000 și apoi vedem ce se întâmplă de acolo. Da? Asta vă spun ce văd. Asta văd. Da? Clar. Bun. Acum pe un time frame mai mic vreau să vă arăt motivul pentru care n-a putut să rupă, hai să vă arăt pe daily, n-a putut să rupă rezistența, dar aici ia uitați, suport, 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 rezistență, suport și rezistență, rezistență, n-a putut pur și simplu fix pe ea, da, se vede clar, dar eu zic că sunt șanse foarte mari să reîntoarcă. Așteptați confirmări, așteptați să vedeți dacă ține suportul, dacă nu ține suportul, asta e. Bun, haideți să vedem ce fac și alte monede. Phantom, de exemplu. Phantom s-a mișcat foarte bine, da? A rupt rezistența. Aici avem o rezistență foarte puternică pe care a rupt-o, ceea ce înseamnă că a mers să testeze următorul nivel de suport și rezistență, pe care ușor, ușor l-a rupt și pe ăsta, acum îl testează pe cel de la 2,37. Dacă rupe și pe ăsta, merge la 2,59, 2,87 și 3 dolari. Haideți să venim e-gold-ul. E-gold-ul în momentul de față este la un nivel de suport, da? Dacă rupe rezistența, haideți să mergem un time frame mai mic, rezistența de la 245, merge să retesteze nivelul 261-277. Bun? Haideți să vedem și Ethereum. Ethereum se pare că este exact pe suport. Da? Dacă ține suportul, merge să retesteze următorul nivel de rezistență 3885, apoi 4050. Da? Bun, în principiu cam atât am vrut să vă arăt. Vreau să vă doresc o zi minunată, baftă în trading și doamnește!